Nașterea Domnului Iisus este și un timp foarte potrivit să ne gândim la familia în care Dumnezeu a hotărât să-L trimită pe Domnul Iisus Hristos, și anume la Iosif și Maria. Un prim lucru pe care îl spune Scriptura acolo este că Iosif cu Maria erau logodiți. Nu erau prieteni, nu erau într-o relație de prieteni, ci erau logodiți. Și diferența este foarte mare. Logodna este privit în general ca ceva serios, așa cum trebuie să fie privit, iar relația de prietenie este ceva privit ca o chestiune care se poate rupe oricând, din motive superficiale, și nimeni nu-ți pune niciun fel de întrebare pentru lucrul pe care l-ai făcut. Și de aceea cred eu că Biserica creștină trebuie să recupereze rapid, de dragul tinerilor, a familiilor sănătoase, a viitorului bisericii, să recupereze foarte rapid conceptul de logodnă. Adică doi tineri hotărâți să meargă spre căsătorie, iar perioada până la căsătorie nu este relație de prietenie, ci este logodnă. La evrei logodna se putea rupe doar prin divorț. Cu alte cuvinte, asta ar obliga într-un fel toți tinerii să iau o decizie serioasă atunci când vorbesc cu o fată, nu să aibă o perioadă de timp în care caută tot felul de presupuse și imaginate compatibilități ei de capul lor, ci sunt obligați să facă o chestiune cu ajutorul familiei, în comunitate, cu biserica și cu persoane calificate să-i sfătuiască și să-i ajute și așa mai departe. Și în al doilea rând, foarte important, Biblia spune că ei nu locuiau împreună. Și precizarea nu este degeaba, ci este tocmai pentru a sublinia faptul că ceea ce s-a întâmplat cu Maria, adică care a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt, nu avea nicio legătură cu Iosif. Adică, cu alte cuvinte, și tinerii astăzi ar trebui să aibă asemenea relații, din toate punctele de vedere, încât să nu existe nicio umbră de îndoială asupra lor, cu privire la faptul că se întâmplă anumite lucruri care n-ar trebui să se întâmple, că ei consumă anumite privilegii care n-ar trebui să fie consumate decât în căsătorie. Lucrul acesta este foarte important și crucial.